Pentru a marca 20 de ani de la debutul operațiunilor pe piața agricolă din România, grupul AgriCover a derulat prima emisiune de obligațiuni în valoare de 40 de milioane de euro, care va fi listată în perioada imediat următoare pe piața reglementată a Bursei de Valori București. Emisiunea s-a desfășurat printr-un plasament privat la BVB, care a fost supra-subscris și s-a bucurat de o audiență diversificată atât în rândul investitorilor instituționali, precum și în rândul celor din categoria private banking. Obligațiunile emise de AgriCover Holding SA sunt denominate în euro negarantate, valoarea nominală a unei obligațiuni fiind de 50.000 de euro cu o rată a cuponului de 3,5%. Încă de la înființare, grupul AgriCover și-a propus să deservească fermierilor români și să le ofere soluții inovatoare adaptate nevoilor lor, astfel încât aceștia să poată să-și consolideze în mod sistematic și sustenabil productivitatea prin acces la tehnologii agricole performante și finanțare specializată, adaptată specificului sectorului agricol.